sunt Laura și astăzi o să vă arăt câteva dintre rechizitele școlare pe care mi le-am luat. Adică un fel de back to school video. Da, din păcate e back to school. Back to school. Oricum nu vă așteptați la prea mare lucru, pentru că am realizat că cu cât mai mare crești, cu atât mai puține chestii ții pentru școală. Eu fiind clasa 12-a, deja mi-am pierdut toată speranța. Și nu mă compar cu un elev de clasa 1-a care încă e foarte entuziasmat și e gen ei, mă duc la școală și nici măcar nu știe câți ani de tortură îl așteaptă. Deci, cum spuneam, mi-am luat doar lucrurile strict necesare, iar primul lucru absolut strict necesar la liceu este cutiuța pentru mâncare. Pentru că dacă nu ai mâncare la liceu, degeaba ai venit și poți direct să pleci acasă. Da? Vale. Glumeam. În orice caz, cutiuța mea pentru mâncare este albastră și îmi place foarte, foarte, foarte mult culoarea. Se deschide pentru că e o cutiuță, da, și în ea o să-mi ia mâncarea. Pot să recunosc că e prima cutiuță pentru mâncare pe care o am, pentru că de obicei nu prea îmi iau mâncare la liceu, iar dacă îmi iau niște sandvișuri pe care le pun în niște pungi și da. Dar am hotărât că dacă tot sunt clasa 12-a, merit și eu o cutiuță pentru mâncare, da? Da? Un al doilea lucru strict necesar pentru mine, cel puțin la liceu, au fost aceste apțibilduri pentru caiete cu Wings. Wings sunt un desen animat pe care îl adoram când eram mică și, dacă se recunosc, îmi place și acum. Adică, da, sunt clasa 12 și sunt foarte, foarte, foarte serioasă. Mi-am luat două pentru că m-am panicat și am crezut că un singur set nu o să-mi ajungă. Și cel mai mult ce mi-a plăcut la aceste apțibilduri pentru caiete, pe lângă faptul că au aceste chestii pe care o să scrii numele, au și aici foarte, foarte multe apțibilduri micuțe, tot cu fetele din Wings. Doamne, ador Wings, ador Wings, da? Nu-mi pasă că am 18 ani și s-a 12. După următoarea chestie ar fi aceste pixuri care sunt în număr de 50. Ador pixurile astea, chiar le ador, adică chiar îmi place foarte mult cum scriu cu ele, deși oricum scriu urât, pentru că așa scriu eu. Sunt un număr de 50 și sunt de 3 culori, albastru, roșu și negru, și mi-a părut la un preț foarte combinabil. Cât despre ghiozdan, am rămas la cel din clasa 11, pe care l-am cumpărat, cred că în semestrul 2, un ghiozdan simplu negru, și aici am un breloc în formă de un hot dog care fuge. Nu, de fapt e un sandwich, mă rog, nu contează. Chiar am încercat să-mi găsesc un ghiozdan care să-mi placă, ceva nou, însă tot la asta negru am rămas mai clasic și mai, da. Oricum mi-am comandat două gen de pe un site și sper să vină cât mai curând, pentru că ele de fapt intenționez să-mi pun chestiile pe care o să merg la școală. Și o să vi le arăt cumva în alt video. Mi-am cumpărat și o mapă, cred că pot să zic așa. În orice caz, aici spui diverse hârtii, chestii. Deocamdată aici stă o parte din tema mea pentru vacanță la română, pe care încă n-am terminat-o, deși am mai rămas o zi până la școală. Mă rog, până la liceu. Deci da. Mi-am cumpărat și niște chestii pe care o să mi le pun în... De fapt, nu știu cum se numesc, scrie apțibilduri și astea. De fapt, sunt niște foițe pe care scrie important, urgent și chestii to-do list. To-do. Și am un mic carnețel în care îmi scriu tot ce am de făcut. Nu e jurnal în care îmi scriu de câte ori am plâns într-o zi. E strict pentru ce am de făcut. Mi-am luat și două caiete de geografie pentru că intenționez să dau bacul la geo și cred că o să am nevoie de ele. Cred. Am și o pastă corectoare, știu că nu pot să o folosesc la bac, dar totuși mă deranjează super grav când fac o greșeală în caiet și nu pot să o fac să dispară. Iar cu această chestie magică o să pot să o fac să dispară orice. Și încă 3 dosare, cred că așa se numesc. Mi-am luat dosare și tocmai 3, de fapt poate pentru unii nu e mult, pentru că în fiecare an uit să-mi iau și pe parcursul anului când aud de la câte un profesor, vedeți că trebuie să vă faceți dosar la nu știu ce. Și eu zic gen, really? Și încă mai multe dosare! Astea tot le-am luat strict pentru bac, ăsta roșu cred că va fi la mate, pentru că e gen roșu, stop, I hate matematica. Și ăsta verde pentru română. Aici o să-mi pun toate foițele pe care o să le-am de învățat pentru bac, pentru că mi le fac singură. Un penar pe care l-am folosit și în clasa 11-a, care mi se pare foarte practic și foarte drăguț, l-am de la bunica. Niște agrafe de birou, pe care tot de obicei le folosesc la diverse proiecte. Niște clipuri de hârtie pe care tot le folosesc adesea pentru proiecte, oricum tot ce mi-am luat aici intenționez să folosesc pentru pregătirea mea pentru bac și admitere. 6 creioane, o radieră și o ascuțitoare.
niște capse pentru capsator, pe care tot intenționez să-l folosesc pentru bac. Frate, chiar sunt panicată din cauza bacului. Și un ultim lucru pe care mi l-am luat sunt aceste caiete minunate, care sunt foarte, foarte multe și mi-e foarte greu să le țin pe toate în mână. Deci o să le pun pe masă. Vreau să vă arăt interiorul unui caiet, gen e fără liniuțe, fără nimic. E tip clasic și de ce mi-am luat așa? Ia ghiciți! Tot pentru bac, pentru că așa înveți cel mai bine să scrii pe foi albe, cât de cât de înțeles și cât de cât să-ți mai perfecționezi așa scrisul, tot pentru bac. Și ăsta a fost videoclipul de azi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, un subscribe la canalul meu de YouTube și un follow la contul meu de Instagram. Și vă rog, scrieți-mi în comentarii dacă am uitat să-mi iau ceva pentru liceu, pentru că în caz că am uitat, o să citesc comentariile voastre și o să zic mulțumesc. Iar eu vă urez tuturor celor care se întorc pe data de 11 septembrie la școală mult succes și multă sănătate, pentru că o să aveți nevoie. Pa, pa! Și ne revedem în video următor.